Maria, ai acoperit evenimente foarte mari în cariera ta. Prin ce este acesta diferit de tot ceea ce ai văzut și ai transmis până acum? Cred că prin faptul că a fost organizat cu atât de mult timp înainte și adaptat cu permanent la ce se întâmplă în zilele noastre și este, au încercat să facă totul funcțional pentru o regină care până la urmă e cea mai cunoscută persoană din lume, da? O să fie cel mai mare eveniment organizat vreodată. Sunt sute de șefi de stat și de guvern, împărați, regi, regine, au venit din toată lumea, i-au organizat, i-au urcat în mașini, i-au adus, i-au transport, adică logistic vorbim, mi se pare o operațiune realmente uriașă din punctul ăsta de vedere. Dar ceea ce a copleșit este modul în care britanicii și nu numai s-au comportat în fața unui astfel de eveniment. Ai vorbit cu mulți dintre ei și îmi spuneai că ai întâlnit inclusiv români care stăteau în această coadă uriașă, o coadă la care s-a stat în aceste zile și 20 de ore. Povestește-ne un pic despre reacția oamenilor, inclusiv a românilor. Să știi că și asta e, adică sunt două planuri diferite, așa știi, pe de o parte a murit o regină, pe de altă parte e și o afacere de familie. Iar britanicii cred că au tratat-o foarte mult pe Elisabeta a II-a, ca pe un membru al familiei cumva. Și toți au venit și au spus că e o datorie și că dacă ea și-a făcut datoria față de ei zeci de ani, atunci și ei pot să facă acest lucru ca să vină să îi mulțumească până la urmă și să-i aducă un omagiu. Același lucru l-au spus și românii. Ceea ce mi s-a părut impresionant și semnificativ și arată cum se schimbă și nouă mentalitățile, pentru că în țară nu avem dorința asta și răbdarea asta de a face lucrurile până la capăt și cum sunt ele rânduite. Știi? Pe când aici, oameni, văzând exemplul britanicilor, cred că le-a fost mult mai ușor să facă asta. Regina, știi, mă tot întrebau colegii zilele trecute ce m-a impresionat pe mine cel mai mult și au fost diverse momente. Dar cred că real, până în final, mă impresionează și cred că mă va impresiona tot timpul faptul că femeia asta și-a făcut treaba până cu două zile înainte să moară. Adică era în picioare, s-a întâlnit cu fostul premier, cu noul premier și după două zile a murit. Ce alt exemplu de datorie poți să vezi la cineva decât asta, după 70 și ceva de ani? Și tot ceremonialul ăsta pe care, atenție, ea l-a pregătit cu foarte mult interes, adică a fost atentă ca oamenii să poată să participe cât mai mulți. De exemplu, ceremonia o să aibă loc la Westminster Abbey în Londra, nu la Windsor, pentru că ea și-a dorit ca din foarte mulți oameni să poată să vină, știi? Și oamenii ăștia au înțeles asta și au venit. Și i-au răspuns acestei iubiri pe care le-a oferit-o cu aceeași iubire. M-a impresionat mai devreme, îmi spuneai despre românii care stăteau la coadă și mi-ai spus că erau două doamne din România, menajere, lucrează aici ca menajere de 14-15 ani, da. Și un student. Ce ți-au spus? De ce au venit să stea ore, multe ore, pentru a-și aduce acest omagiu reginei? De ce? Ce le-a motivat? Pentru că țara asta le-a oferit, asta am întrebat și eu. Ok, înțeleg de ce vin britanici, dar voi? Adică nu. Pentru că țara asta le-a oferit ceea ce nu le-a oferit niciodată România, pentru că regina le-a oferit deschidere și... Să știi că mulți dintre românii cu care am vorbit zilele astea aici spun că modul în care sunt acceptați în această țară și în care sunt tratați în această țară, fără prea multe prejudecăți, cum se întâmplă în alte țări. Să nu uităm că românii sunt totuși a doua comunitate după polonezi venită la muncă aici. Sunt mulțumiți, e altă lume, nu li se pun piedici, dimpotrivă li se dau facilități. Era o doamnă la coafor care este de asemenea româncă și care zicea: păi aici dacă îți deschizi o afacere, îți dă statul bani, îți face afacerea și dacă dai faliment, atenție, pentru că ei se gândesc la orice detaliu, dacă dai faliment, tu nu răspunzi pe persoană fizică, răspunde doar persoana juridică, firma respectivă, adică nu trebuie să dau eu bani din buzunar. De aia, pentru că... Înțeleg sprijinul pe care îl primesc și contează pentru ei. Au școli pentru copii, nu îi discriminează nimeni. Doamnele acestea aveau copii aici la școală. Tânărul care e student e de 2 ani aici și totuși a simțit nevoia să stea 16 ore la coadă. Evenimentul pe care o să-l vedem împreună și pe care îl vom acoperi împreună are foarte multe lucruri interesante, fără precedent. Așteptarea să fie cea mai mare audiență din istorie se estimează la peste 4 miliarde de oameni, se vor uita 4,1 miliarde. Evenimente mari de tot, cum ar fi Olimpiada de la Atlanta, unde au fost bine peste 3 miliarde, sau mormântarea prințesei Diana, 2,6 miliarde, vor fi lăsate în urmă de vizibilitatea care este dată, ceva absolut fără precedent în istorie. Numărul oficialilor, numărul președinților, capetelor încoronate și așa mai departe.
mormântate. Ce crezi că va fi de urmărit la această mormântare, dincolo de sigur de fastul acesta, de faptul că e o prezență, va fi cel mai orașul cu o securitate așa cum n-a existat niciodată în istorie, nu? Cred că va fi interesant de urmărit. Știi cum? Toată zona asta este un uriaș studio de televiziune în aer liber și în viață liberă. Adică nu e un studio cinematografic cumva, care de obicei este pus în scenă într-un mediu securizat. Ei bine, nu, aici este în viața reală. Lucrurile astea se întâmplă în viața reală. În partea cealaltă, lângă Westminster, o să vezi, dacă o să ai timp să ajungi, sunt camere puse pe clădiri, lângă clădiri. Sunt studiouri de televiziune în fiecare balcon. Adică e chiar istorie trăită în direct. Mie mi se pare foarte important de urmărit, dar mie îmi și place familia britanică, regală britanică, e adevărat, ce vor face ceilalți membri ai familiei regale. Pentru că ai văzut că la ei totul e simbol. Kate poartă o broșă pe care i-a dăruit-o regina, Meghan poartă cercei pe care i-a dăruit regina. Toată lumea are ceva care e pus acolo ca să reprezinte ceva. Și să știi că asta am remarcat și la oamenii din coadă, toți au venit cu câte ceva. Medalii, steagul pe care l-a dăruit regina, mă rog, simbolistica e foarte importantă. Maria, eu am fost norocos pentru că am venit doar pentru o perioadă scurtă de timp și am rugat-o pe fata mea, pe Carina, să vină cu mine pentru a vedea ce se întâmplă aici. Pentru mine mi-am dat seama că este un eveniment într-atât de mare încât probabil, eu știu, odată în viață vedem așa ceva și am vrut să fie martora a ceea ce se întâmplă, să aibă această memorie și să înțeleagă, cred, dimensiunea unei națiuni care se raportează la un lider care și-a trăit viața impecabil în maniera asta. Dar sunt sigur că tu ai vorbit cu Smaranda, cu fata ta, și sunt curios ce ai povestit ei și ce o să povestești nepoților despre momentul în care ai acoperit acest eveniment absolut fără precedent. Și mie îmi pare rău că n-am putut să o iau, dar aici nu era de, la cât am alergat noi și așa, nu era de venit. Eu aș fi vrut să o aduc și la jubileul reginei, pentru că, da, și eu cred că momentele astea, pentru cei tineri în mod special, vor rămâne în istorie. Aș vrea, cred că le voi spune că am fost aici atunci când a murit probabil ultima mare regină. Și povestea acestei familii regale, care e fabuloasă, complicată așa cum a fost ea, cu scandaluri, cu divorțuri, cu modul în care s-au adaptat la zilele noastre, cred că asta, da? Povestea asta a unei familii regale, probabil nu vor mai fi multe așa sau nu va mai fi la fel de acum înainte. Ca coleg, dar și ca telespectator, îți mulțumesc foarte mult pentru ce ai făcut în aceste zile și ție și întregii echipe pentru modul în care ați reușit să ne transmiteți informații, emoția de aici și să fim și noi, cei din România, parte a acestui eveniment extraordinar. Îți mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Știu că lumea spune că sună ușor cinic, dar meseria asta noastră îți oferă adesea șansa să fii parte din aceste momente care schimbă istoria și eu sunt foarte recunoscătoare pentru asta, sincer. Maria Coman, Liviu Dochița au fost aici în fiecare zi. Mihai Buzduga este cu noi de asemenea și vreau să le mulțumesc colegilor noștri pentru modul în care au tratat acest eveniment profesionist și, în opinia mea, au făcut mai mult decât de regulă face o echipă de televiziune prin tot ceea ce ne-a oferit.